3-1 s-a terminat acea partidă. Corner aici pentru o lovitură de cap dintr-o poziție foarte bună a lui Christopher Brown. Era singur, nemarcat, n-a izbutit să dirigeze această minge pe poartă. Holzman. Oh, bună pasa. Șutul la colțul lung și este un gol marcat excelent acolo de Philly. Philly face și un salt. Croitorul pe margine. Sper că e bine. Nu dau seama exact ce se întâmplă cu croitorul, care sunt problemele sale. Ar trebui să se bucure după acest gol al lui Realdo Fili. Este 1-0 pentru FC Botoșeni. Foarte bună din nou această minge pe omul din bandă pentru Holzman. Din linia a doua apare Fili, se vede că e o fază lucrată, iar execuția lui cu sânge rece aduce deschiderea scorului. Nu acesta este atul pe care îl caută neapărat cruitorul la el. Se cere penalti și se acordă penalti pentru un hands produs de Târcoveanu. Mingea este șutată în brațul său drept, cred, din apropiere. Hai să vedem încă o dată. Mingea lovește în brațul drept pe Târcoveanu. Centrarea lui Mulan. N-avea ce să caute cu mâna acolo și Rusescu va bate acest penalti. Față în față cu Hidayet Hankic. Cel mai recent Rusescu a marcat cu Dinamo acum 2 săptămâni. Fază importantă a acestui meci. Din nimic a venit acest penalti, însă corect acordat. Rusescu se îndreaptă spre minge, șutează perfect, cu toate că Hankic a ghicit colțul, n-a putut să facă absolut nimic, nici măcar pentru a atinge această minge. Este 1-1 în acest minut 56. Al cincilea gol pentru Raul Rusescu, care în ediția anterioară din Turcia, acolo unde a evoluat pentru Giresunspor, a marcat de 12 ori, vorba de eșalonul secund. Încă o dată, în reluare, această execuție, mingea este trimisă practic în plasa laterală, așa cum scrie la carte. Hakim. Șutul lui Hakim, violent, o minge direct pe cadrul porții. Foarte bun unghiul acesta, cea din fața porții. Trădează, mai zice, în bună măsură, niște calități tehnice. Nu mai vorbim de gol. Aici e fază cu Fili. Fili! Gol de 2-1. Din nou o acțiune colectivă prelungită cu multe pase undeva în zona centrală. Mingea alunecă spre partea dreaptă a terenului și de acolo, sigur, o nouă minge în interiorul careului. Fili reușește dubla. FC Botoșani nu se dezminte, echipă care marchează destul de mult. Într-o primă fază, Patriche a părut să-l întârzie puțin pe Fili, care totuși nu se pierde cu firea.
un gol cu dreptul, unul cu stângul și Fili iese în față. Bună preluarea. Mai sunt probabil cu tot cu eventuale prelungiri vreo 10 minute și acum Academica Glinceni pare să lege niște pase în preajma careului. Șutul bun de la vreo 25 de metri din unghi. Execuție care i-a aparținut lui Bautista Cașin. Se apără mixt, câțiva în zonă, alți jucători ai Academicii Clinceni sunt luați om la om. Trecerea lui Achim și șutul acestuia. Bună intervenția lui Hankic. Cursul Academica Clinceni să obțină un punct, așa cum s-a întâmplat deseori. Este un șut tare, o minge pe care o scoate excelent Hankic. Nu știu dacă ești foarte lăudat pentru intervențiile la astfel de mingi, însă au fost execuții destul de dificile.